Frați și surori, iubiți prieteni, vom deschide cuvântul Domnului și vom citi din prima epistolă Apostolului Pavel către Corinteni, din capitolul 15, de la primul verset. Vă fac cunoscut frați Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o și în care ați rămas, și prin care sunteți mântuiți dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Astfel, degeaba ați crezut. Apostol Pavel le spune fraților din Corint că vă fac cunoscut Evanghelia. Care Evanghelie le-o faci cunoscută? Și care în trecut v-am propovăduit-o? Ați primit-o? Ei în trecut au primit o primit-o. Ei au rămas în această Evanghelie. Ei erau mântuiți prin Evanghelie. Și iarăși Apostol Pavel spune vă fac iarăși cunoscut Evanghelie. Este necesar să vorbim în seara aceasta astăzi de Evanghelie. Ce e asta, Evanghelia sau miezul Evangheliei? Esența Evangheliei. Noi întotdeauna trebuie să înțelegem Evanghelia, asta e important. Am primit-o, suntem mântuiți și iarăși trebuie să mai vorbim de Evanghelie, pentru că noi suntem salvați prin Evanghelie. Dar cum am primit-o Evanghelia? În Evanghelia după Marco capitolul 1, versetul 15, Iisus Hristos, când a început să propovăduiască pe ce pământ, El a spus așa cuvinte. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Deci, Evanghelia, cum au primit-o cei din Corint? Sau noi cum am primit-o? Prin credință, prin credință primim Evanghelia. Întotdeauna nouă ne trebuiește la orice etapă o credință tare și o credință vie. Cercetătorii Evangheliei au descoperit un secret că fiecare a Apostolului Pavel are o temă deosebită. Epistola Apostolului Pavel către romani descopere cei asta Evanghelia și autorul Evangheliei Isus Hristos. În Cartea Faptele Apostolilor 4 12 e scris că nimeni altul nu-i mântuire, nu-i dat sub cer oamenilor alt nume prin care putem să fim mântuiți. Adică Evanghelia ne-a adus-o Isus Hristos, vestea salvării prin Domnul Iisus Hristos. Și dacă vorbim de Evanghelie, Evanghelia e una întreagă e una întreagă, dar ea se împarte în trei părți. Și noi aceste părți trebuie să le știm. Apostol Pavel a avut descoperiri de la Dumnezeu despre Evanghelie. Și în epistola către Efesieni, el spune așa, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, Evanghelia. Când nu înțelegem aceste împărțări, trei părți am spus ca evangeliști, când nu le înțelegem, cum merg una după alta, Poți fi multe greutăți, neclaritate, rătăciri, dar poate și să piardă credința. Deci, adeți să vorbim despre Evanghelie. Prima parte a Evangheliei îi învinuirea. În epistola Apostolul Pavel către romani în capitolul 3 versetul 23 scris așa căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Iată punctul de vedere a lui Dumnezeu cum el ne vede pe noi păcătoși lipsiți de slavă, toți au păcătuit și tot la romani capitolul 1 scris că mânia lui Dumnezeu se descopere peste cel păcătos mânia lui Dumnezeu se descopere. Deci cineva, când vorbim cu oamenii din lume, unii spun așa, eu să pe Dumnezeu și a cred. Nu pot să pe Dumnezeu, noi suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu peste noi. Asta e prima parte a Evangheliei și această parte trebuie să o primim prin credință. Adică să recunoaștem că suntem păcătoși, să recunoaștem că suntem din calea afară de păcătoși. Un exemplu avrund din Noul Testament, din Evanghelie, Simon l chemat în cas pe Hristos împreună cu ucenicii săi, stau la masă, în timpul ăsta vine o femeie păcătoasă, să pleacă la pșoarele lui Hristos, începe a plânge, pșoarele îi uda cu lacrimile și când au văzut lucrul ăsta șterge cu părul pșoarele lui Hristos, dar Simon, nu a spus nimic, dar se gândește, dacă ar fi omul acesta un proroc, ar ști ce fel de femeie este aceasta. Dar el s-a gândit, Simon, că el pur și simplu e un învățător. Dar nu a spus nimic, dar Hristos își cunoște gândurile. Și îi spune lui Simon, Simon, am să-ți spun ceva. Spune. Și îi spune un exemplu, doi datornici, unul era mai mult, altul mai puțin, și i iertat pe amândoi, n aveau cu și plăti. Și care va iubi mai mult? Simon spuneți și așel care i -a iertat mai mult. Și Hristos a spus un adevăr important că pe femeia asta eu am venit în casă, nu mi-a dat apă pentru spălarea picioarelor, dar e de când au venit plânge și înșteje picioarele cu părul ei. Pentru că deși ei îți spun că e îi păcătoasă, deși ea că îi se iartă ei păcatele, pentru că o iubit mult. Adică acel care recunoște că e mai păcătos, acela și iubește mai tare. Cu cât ne vedem noi mai păcătoși, cu atât mai tare noi să-L iubim pe Hristos. Dar care zice și eu, dar n-am făcut nică rău, n-am păcătuit, acela nici nu iubește așa tare pe Dumnezeu. Deci prima parte a Evangheliei e învinuire, Evanghelia ne vinuiești, că noi suntem păcătoși și lipsiți de slava lui Dumnezeu. Cu cât vom recunoaște că suntem mai păcătoși, stricați până la cap, atunci vom înțelege că ni s-a iertat mult, și atunci vom iubi pe Dumnezeu mai mult. Cine n-a recunoscut că e păcătos pierdut, încă n-a făcut primul pas spre salvare. Exemplu: Fiul Respitor, când a venit în casa părintească. El a spus așa cuvinte, nu-s vrednic, nu-s vrednic să mă chem fiul tău, nu-s vrednic să trăiesc în casa aceasta, nu-s vrednic să mă hrănești, nu-s vrednic să mă îmbraști, nu era vrednic din nimic. El a recunoscut că nu-i vrednic, deși el a primit iertare pentru că a recunoscut. Iată, asta e prima parte a Evangheliei, că ne învinuiește, că suntem păcătoși lipsiți de slava lui Dumnezeu. A doilea parte a Evangheliei, la Romani, capitolul 5, versetul 1, e scris așa. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. A venit cu pocăință la Dumnezeu, cu recunoștință că suntem păcătoși,

E scris așa, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Prin credință, prin har, Hristos a făcut îndreptățirea noastră. El a plătit pentru ca noi să fim îndreptățit. Deci se naște o întrebare, care e temelia salvării noastre sau fundamentul salvării noastre? Temelia salvării noastre am citit la Efeseni, prin har ați fost mântuiți, deci harul lui Dumnezeu e temelia salvării, asta e jertfa de pe Golgota, harul, jertfa de pe Golgota, dar credința asta prin ce primim acest dar, acest cadou? Mântuirea o primim ca cadou în dar și prin credință o primim, dar temelia îi jertfa de pe Golgota, e harul lui Isus Hristos, care l-a adus pe acest pământ. Credința noastră poate să slăbească, poate să șchiupăteze, să crească, dar temelia rămâne neschimbată, temelia salvării jertva de pe Golgota, moartea și învierea lui Isus Hristos, e ca asta e harul. Dar ce condiții de a primi darul acesta? E credința, credința și pocăința și ne-a crede și să pocăi va fi mântuit. Din partea noastră trebuie credință și pocăință, dar Dumnezeu ne dă prin Iisus Hristos neprihănirea Lui. Vreau să lămuresc un adevăr important, care de multe ori și eu în trecut nu al înțelegem, adevărul acesta. În Epistola apostol Paul către Filipieni e scris că în cer nimic nicurat nu va intra, dar și ne va intra în cer. Numai și ei neprihăniți, numai și ei sfinți și Hristos ne dă neprihănirea lui. Da cum primim neprihănirea lui Hristos? Eu vreau să lămuresc puțin alegoric. În Biblie este scris că neprihănirea noastră e o haină murdară. Asta Dumnezeu vede neprihănirea noastră, așa o vede, ca o haină murdară. Cu așa neprihănire, nimeni în cer nu va putea intra. Haina sufletul nostru e foarte murdară. Dar Hristos, haina lui cum ei, El e albă, curată, la schimbarea la față, vedem că o haină strălucitoare, albă, care niciun albitor nu poate să o dă așa în albiață. Și, de pildă, stă eu și stă înaintea mea Hristos. Și Hristos îmi zice, uite la haina ta. Și eu mă uit și m-am îngrozit, atât de murdară haina mea neprihănire, o să o că e neprihănire, dar e murdar, din calea afară de păcătos. Dar Hristos întreabă, da, în cer vrei? Eu îi răspund, da, vreau tare. Atunci el propune, zice, eu îți dau haina mea și cu ea vei fi primit în cer. Și de Hristos dezbracă haina lui, albă, curată, și îndă neprihănirea lui. Da haina mea murdare e o dezbrac și Hristos o îmbracă. Și cu haina asta unde merge Hristos? Numai la Golgota. Ioan Budizătorul, când l-a văzut pe Hristos că vine la Iordan, a spus așa cuvinte, Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El păcatele noastre a luat asupra lui. Plata păcatului moartei. El în haina mea a mers la Golgota, o sferit în hainele noastre, o luat păcatele noastre asupra lui, o sferit, o murit pe cruce la Golgota. Nu pentru că el era păcătos, dar noi, păcatele noastre le luat asupra lui. Și el a murit. Hristos când nu înviat, a înviat în neprihănire, în albă sfântă. Dar istoria cu haina mea s-a terminat. Iată când primim neprihănirea care ne dă Iisus Hristos, atunci și nașterea din nou primim, atunci iertare primim. Pe pentru iertarea noastră s-a plătit un mare preț. Hristos a fost prigonit. Hristos a fost batjocorât. I s-au bătut cuie în mâini și în picioare, a fost scuipat. Atât de greu a fost lui Hristos, la urmă spun, Dumnezeu meu, Dumnezeu meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta e prețul. Hristos știe prețul salvării noastre. Dar noi nu știm. Noi am primit în dar, am crezut, ne-am pocăit și în dar am primit mântuirea. El a plătit Hristos un preț foarte mare ca noi să fim salvați. Dar mântuirea ne-o în dar, nu mai trebuie să ne bucurăm și să-L slăvim pe Dumnezeu, să-I mulțumim Lui. Salvarea noi n-am meritat-o. El ne-o dat -o datorită că ne iubit și datorită că noi am crezut și ne-am pocăit. Asta e a doilea parte a Evangheliei. Și mulți creștini se opresc aici. Și o mare greșeală fac cei care se opresc aici și nu merg mai departe. Dar este și a treilea parte a Evangheliei. A treilea parte a Evangheliei e Sfințirea. Această parte e pentru acei care sunt deja îndreptățiți care-ți salvați, care îți iertați pentru ei. În cartea Apocalipsa, în capitolul 22, e scris așa Cine este sfânt, sfințească și mai departe. Deci am primit neprihănirea, am primit iertarea, dar noi trebuie să mergem pe calea sfințirii. Asta e a treia parte a Evangheliei. Și în Romani, capitolul 6, versetul 11, e scris așa tot așa și voi înși vă socotiți-vă morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu în Iisus Hristos Domnul nostru. Deci, sfințirea are două părți. Prima, morți față de păcat, trebuie să fim, să nu practicăm păcatul, să ne ferim de păcat, să nu fie păcat în viața noastră, să fugim de păcat, asta e prima parte a sfințirii și a doilea, vii pentru Dumnezeu dacă ești salvat, ești îndreptățit, trebuie să mergi pe calea sfințării. Nu-i de ajuns să te oprești aici. Dar trebuie să sfințești și mai departe, să liberezi din viață, să dăi din viață, dinăuntru, așa e și nu-i place, din caracterul nostru, din deprinderile noastre, și nu-i place lui Dumnezeu, ca să fim sfinți să fim gata pentru venirea lui Hristos. În sfințării sunt două lucruri importante, după cum a spus mai sus. Morți față de păcat și viu pentru Dumnezeu. Sau mai înțeles, poate dispus, trăiește nu după fire, dar după Duh. Trăiește cum te învață Dumnezeu, dar nu ca lumea. Adică permanent în lupte. Noi trebuie să ne luptăm pe calea asta, ca să fim permanent în lupte. Și Aici ne trebuie credință. La această etapă ne trebuie credință. Să avem credință că suntem salvați. Dacă nu avem credința asta, înseamnă că trebuie să ne întoarcem. Calea nu noi. Pentru noi trebuie să ne întoarcem, să ne pocăim, să primim îndreptățirea și pe urmă să mergem pe calea sfințirii. Deci ea Sfânta Scriptură la 2 Corinteni 13 spune Cercetați-vă dacă sunteți în credință. Deci trebuie să fim vii pentru Dumnezeu, să facem ceva pentru Dumnezeu, să lucrăm pentru Dumnezeu, să nu stăm indiferenți, să nu facem nimic pentru Dumnezeu. Trebuie permanent în luptă să ne păzăm să ne ferim de păcat și să facem ceva pentru Dumnezeu. Și mădularele noastre să le dăm în slujire lui Dumnezeu. Asta e viață predată lui Dumnezeu. Asta trebuie să fie la fiecare din noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne ajute pe fiecare, să mergem pe calea sfințării, că fără sfințări nimeni e scris că nu va vedea pe Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze, să mergem pe această cale a Evangheliei și Evanghelia să o primim prin credință și să mergem pe această cale ca să ajungem să moștenim viața veșnică. Domnul să ne binecuvânteze, să ne ajute la aceasta. Amin.